Curia Episcopalis Timisoarensis, adică Episcopia Romano-Catolică din Timișoara, a organizat la sfârșitul săptămânii trecute un tur de prezentare pentru presa locală cu ocazia începerii lucrărilor de renovare, conservare și reabilitare a clădirii Catedralei Sfântul Gheorghe din Piața Unirii, construit între anii 1736 și 1774. Discutăm despre un oraș în care în anul 1716 orașul Timișoara a fost eliberată, iar împăratul Carol al VI-lea a dorit ca în acest loc, în această piață Unirii, să se ridice o catedrală, o biserică. Practic, piatra de temelie a fost pusă în anul 1736 la ordinul lui împăratului Carol al VI-lea și s-a continuat și pe vremea împărătesei Maria Terezia. Catedrala noastră l-are ca și patron principal pe Sfântul Gheorghe, care își are, putem spune, icoana principală în mijlocul catedralei, iar dacă ne vom uita la altarul principal în partea dreaptă și stânga, avem două statui foarte importante dedicate sfinților patroni ai celor doi împărați care, din ordinul cărora s-a construit această catedrală, Sfântul Carlo Borromeo, patronul de nume al împăratului Carol al VI-lea, dar și Sfânta Teresa de Avila, patroana spirituală a împărătesei Maria Terezia. Catedrala noastră a fost sfințită mult mai târziu, abia în anul între anii 1770-72, când s-a finalizat construcția în totalitate acestei catedrale. Prima sfântă liturghie în catedrala actuală s-a ținut în anul 1754. Vedem o perioadă destul de lungă anilor în care s-a construit această biserică. Tocmai în acea perioadă era și acea perioadă de ciumă care s-a bătut asupra orașului Timișoara, iar în acea perioadă, pe perioada bolii sau a ciumei, lucrările au fost sistate. Ce se va întâmpla cu slujbele pe durata restaurării? În această perioadă, catedrala noastră va fi închisă, nu se vor putea oficia slujbe religioase. Noi am îndrumat credincioșii romano-catolici să participe la celelalte biserici din orașul nostru. Iar sfintele liturghii care erau după programul obișnuit duminical, de la aceleași ore, orele au rămas, dar slujbele se vor susține în Biserica Sfântă Ecaterina de pe strada Boianoș, fosta Pietrosu. Pe ce perioadă ar fi asta? Pe perioada, să zicem, aproximativ de un an jumate. Vom discuta, vom vedea dacă noi vom putea anul acesta deschide doar pentru oficierea slujbelor religioase duminicale, dar lucrările nu vor fi finalizate. Schelele vor fi în interiorul catedralei, va fi pardoseala care nu va fi finalizată, fiindcă discutăm și de restaurarea completă a întregime a pardoselii actuale, care va trebui scoasă, restaurată, dorim să o repunem, dorim să păstrăm exact aceeași piatră care va rămâne în catedrală, să înlocuim doar acele bucăți mici de piatră care nu pot fi restaurate. Reprezentanții bisericii ne-au mărturisit că se vor efectua mai multe tipuri de lucrări în cadrul proiectului finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Printre altele, amintim de restaurarea tuturor componentelor artistice, pictura murală, marmura, lemnul, vitralile și pictura pe pânză, înlocuirea instalațiilor termice, a celor electrice și a celor sanitare, restaurarea elementelor din piatră și metal, înlocuirea șarpantei, renovarea criptei, zugrăvirea fațadelor, refacerea gardului și amenajarea spațiilor verzi, realizarea unei rampe pentru persoanele cu dizabilități. Data limită de finalizare a lucrărilor este 1 iulie 2020. După finalizarea lucrărilor, domul va intra cu adevărat în circuitul turistic național și internațional.